începutul relației, care la voi este de vreo 3-4 luni, relația asta. De fapt, nu e chiar de 3-4 luni. Dar de când e? E de vreo 3 ani, dar ne-am împăcat de 3-4 luni. Și ați vezi deja și un nepoțel. Nu. Păi am zis să trecem direct la treabă. Păi da, ce să mai pierdem vreme. Auzi, ai voștri știu că ți-a ieșit testul pozitiv? Poftim? Maria, ai tăi anunțat părinții? Ai lui. Da, ai tăi, nu? Nu prea. Păi și la televizor ei nu se afle? Nu. De ce? Și dacă afle, oricum, o să afle. Asta e. Nu o să aibă nimic împotrivă. Păi nu le-ai zis tu înainte să ne zici? Păi da, pentru că nu am fost sigură. Măi, mamă, ți-a ieșit testul de două ori pozitiv. Tu auzi că ai să ai un copilaș sau nu vrei să înțelegi? Păi da, dar eu am vrut să fiu sigură. Ei, sigură, sigură, îți spun eu. Dacă nu e așa, vine la baba, vai, dacă ea îți spune, te aranjează pe consultă și zice ea că așa e. Alexandru! Să ne dați adresa pe hârtie să venim la dumneavoastră. Nu, mă, aici pe masă, mă, aici, aici. Da, bine, mă, aici facem consultul. Aici, aici, în direct. Deci, la începutul relației v-ați ascuns sentimentele, ziceți că nu. Nu, pentru că n-ați avut de ce. Exact. Da. Adică eu la capitolul relație nu m-am ascuns față de niciun părinte, nici de mama, nici de tata, pentru că am crezut că sunt destul de maturi încât să-mi dea sfaturi. Până la urmă nici nu ne pasă. Mama, are ea, mamă. Fii atentă că o să ai un copil. Mama de băiat e mult mai rea față de mama de fată. Nu știu de ce. Știu, așa este. Problema este, Maria, că trebuie să vă și pese, pentru că la un moment dat o să ai nevoie să te ajute cu copilul, să mai stea cu el. Păi ne ajută. A, vă ajută deja. Da, mama e foarte săritoare. Mi-a zis oricând pot apela la ea. Foarte tare. 10 puncte. Dați-mi telefon, că trebuie să o apelez. Nu-l ai? Oricum, ce să-i spun, doamne, decât să-i trăiască nepoței și tu, Maria, să ai o sarcină ușoară. Mulțumim. Luminița și George.